Odată cu noaptea de înviere începe o altă perioadă a anului liturgic, cea a Pentecostarului. Aceasta durează până la pogorârea Sfântului Duh și este un răstimp care poartă pecetea strălucirii dumnezeiești, a bucuriei și a binevoirii între oameni. Părintele profesor Gheorghe Holbea ne va împărtăși din tainele acestei perioade a anului și totodată ne va evoca obiceiuri din noaptea pascală pentru cei adormiți. Sfintele Paști este sărbătoarea luminii, dovadă și chemarea preotului în noaptea pascală, veniți de luați lumină, și în același timp se începe, de fapt, o perioadă care este în Pentecostarului. Pentecostii în limba greacă înseamnă 50 de zile. Se referă, fără îndoială, că această perioadă se deschide prin sărbătoarea Învierii Mântuitorului, dar ea se împlinește în decursul celor 50 de zile până la pogorârea Duhului Sfânt. Este perioada aceasta în care noi aflăm un lucru pe care poate mulți dintre noi nu suntem pregătiți să-l înțelegem, așa cum pregătiți nu erau nici ucenicii Mântuitorului, pentru că vedem că sărbătoarea Învierii Mântuitorului îi ia prin surprindere pe toți. Mai întâi îi ia prin surprindere pe ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos. Femeile mironosițe care merg la mormânt sunt cele mai curajoase și ele nu-și pun problema dacă cine ne va prăbăli nouă piatra de pe ușa mormântului, chiar dacă se întrebau, ele dis de dimineață și asumă acest pelerinaj la mormântul Mântuitorului, dar vedem că de fiecare dată toți sunt luați prin surprindere. Maria Magdalena îl vede pe Mântuitorul Iisus Hristos și îl confundă cu grădinarul. Ucenicii Mântuitorului de asemenea sunt surprinși atunci când Mântuitorul intră prin ușile încuiate și li se arată și le spune: luați Duh Sfânt. Deci iată o anticipare a sărbătorii cincizecimii, a pogorârii Duhului Sfânt. Mi-amintesc din noaptea pascală minunata priveliște când, după ce luau Sfânta Lumină, în timpul utreniei până în Sfânta Liturghie, pentru că la țară cimitirul este în jurul bisericii, femeile, în special femeile, mergeau la mormânt, aprindeau lumânarea și apoi avea loc acest dialog, ca un fel de boget, al femeilor care își plângeau fie părinții care au trecut la Domnul, fie, știu eu, o rudă apropiată sau chiar copiilor care fuseseră chemați poate înainte de vreme. Și acest dialog extraordinar cu acest salut: mamă, o aud pe mama, Hristos a înviat, sau tată, sau... Ei, acesta este de fapt biruința. Alminteri, toate durerile, suferințele noastre sunt fatalitate. Alminteri, moartea noastră este o fatalitate, este suprema fatalitate. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că, da, fiecare dintre noi trecem prin moarte, dar ea nu trebuie să devină, de fapt, o sperietoare, un fel de, așa și mai ales speculată, mai ales în zilele noastre, e speculată această moarte trupească, despărțirea sufletului de trup. De ce? Pentru că fiecare dintre noi purtăm moartea ca un paște, ca o trecere, din viața de aici în viața de dincolo. Și un lucru esențial pe care îl înțelegem în taina Învierii este aceasta. Spre exemplu, un părinte ne spune: au doar, nu știți că voi nu sunteți din lumea aceasta? Și stăteam și meditam, am avut această revelație a cuvintelor acestora, pentru că de multe ori nu ai revelația lor, ți se pare că le înțelegi. Mergând la țară, la mormântul părinților mei, ei au trecut la Domnul, au ani mulți, am avut sentimentul unui vis. Am zis: Doamne, oare copilăria mea a fost un vis, o realitate? Părinții mei și toate celelalte, cu atât n-am cucut satul, mi s-a părut pustiu. Era o, cum să vă spun, o frământare, și abia atunci am înțeles profunzimea faptului: da, nu suntem din lumea aceasta. Cine a rămas în lumea aceasta?